Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Polițiști de frontieră incoruptibil de la porțile de fier, pentru că voia să treacă granița cu mașina, deși nu avea la el permisul de conducere. Ce nenorocire! Un infractor îngrozit. Așa ceva nu se Bun. Face. Și acum, cele două detalii care fac această știre una de pomină. Mai întâi că inculpatul e cetățean sârb și după aia valoarea șpăgii 10 euro. Deci... simbolic. 3 ani la rând, mă, justiția română a închetat și judecat un cetățean sârb. Că dacă era român și se afla, probabil se discuta mai devreme despre asta. Dar sârbul săracul, el, sârb, probabil că vorba lui Adi, făcea și el trafic mic de frontieră și a ajuns acolo și, dom'le, n-am carnetul la mine, ia 10 euro. Brate. Bă, și, da. Și după aia, suma cu pricina, cum ziceam, 10 euro, pe care aflăm din dosar, citez, polițistul a refuzat-o categoric. Mamă, dar și al nostru, băi, așa e ceva n-am văzut. Încerci să mă mituiești cu 10 euro? Pleacă, bă, de aici! Ți-e rușine să fie arestat, să-i se taie cap. Bă, deci poate de aia s-a și enervat justiția română. Păi cu 10 euro deranjează polițistul de frontieră. Trebuie dat un exemplu. Bravo. Să nu se mai întâmple așa niciodată. Așadar, 2 ani de închisoare după 3 ani de acțiune a statului împotriva mituitorului, iar la final instanța, citez, din dosar, dispune confiscarea sumei de 10 euro. Deci, până la urmă, ia. Da. Păi, au confiscat și paga de 10 euro, oferită de inculpatul VG, cu titlu de mită, sumă consemnată la Check Bank, sucursala Drobeta, Turnul Severin, la dispoziția parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Cred că le-au dat și primă, la procurori. Mamă, la așa o confiscare de 10 euro, vă dăm primă. Băi, cât o fi costat toată această acțiune? Auzi, dacă au făcut și poze cu de la... Da. Că au pus, suma confiscată cum o pun, cu o blăniță, știi? Cum pun, aranjează... Poate erau bagnote de 1 euro și atunci i-au angrajat frumos. Sunt așa. Mai multe. Da, există bagnote de euro? Nu există. Poate erau monede. Monede. Și le-au aranjat în evantai așa frumos. Da. Și au pus poză pe blăniță. Uite, captura. Așa ar merita. Eu cred că e mult mai complicată situația. Băi, nu. În ce sens? Două încolo de treabă. Băi, deci cât o fi costat operațiunea asta? Serios. Deci 3 ani justiția română. Câte mii de euro a costat operațiunea asta? Păi, l-au condamnat, e arestat, e asta? L-au condamnat la 2 ani de închisoare. Și nu putem să facem și noi schimb de prizonieri, de arestați, că avem și noi de-ai noștri acolo. La asta mă gândeam și eu. Dar nu e arestat, e liber ăla. Are asta zic, deci asta e liber, la suspendare. Are post de televiziune, nu știu dacă e suspendare. Are post de televiziune în România? Să facem schimb, nu? Da, să facem schimb cu Sebi, da. Da. Nu știu dacă, ideea contează. Nu știu dacă la sume sunt compatibili și cad tandea pe mandea, nu, știi? Nu, da. Cum ne arată justiția română, dom'le, nu suma este importantă. E adevărat. Ci gestul. Gestul adică contează. Justiția trebuie să lucreze, da? Încălcarea legii trebuie pedepsită, bla bla, nu știu ce. Dom'le, ai furat 10 euro sau 60 cât de milioane fi? De euro, la 60 de milioane încă ne mai gândim ce să facem. Deci numai, băi, serios acum... Să nu fim înțeleși greșit. Da, sigur, ai încălcat legea, trebuie să plătești. Dar 3 ani de anchetă, câte mii de euro pentru o mită de 10 euro? Să fim serioși, adică numai bine se concentrează procurorii pe cei care se ocupă de infracțiuni de sute de mii sau milioane de euro, să nu vorbim cu păcat? Că n-am mai auzit de mult să fi fost prins vreun rechin. Că parcă ne-am întors în vremea PNA-ului lui Adrian Năstase. Mai țineți minte? Atunci corupția se oprea la nivelul nașilor de tren. Ele stau pe aia că au luat două săpunuri și 10 lei. Sau 10.000. Mari hoți perțuiau cu lopata din banul public, dar nu-i băga nimeni în seama. Am senzația că suntem din nou acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.